dragii mei, începe săptămâna cu vești bune și tot o vom ține cu vești bune de acum înainte, chiar dacă veștile bune vin cu sacrificii grele sau cu multă luptă pentru a birui răutatea. Și asta pentru că, da, în curând vom inaugura case de la Popești, cartierul Vieții 2 Popești, acolo unde trei case sunt finalizate. Mai facem niște retușuri și sperăm, cu ajutorul Dumnezeu, ca poate pe 1 iunie să avem o inaugurare ceva mai fastoasă a muncii noastre, unde trei familii, familia Soniei, cred, va fi, o să ducem acolo o familie, îl ducem și pe Alin și îl ducem și pe Ancuța într-o casă nouă, ca să fie frumos, să fie atmosferă de pace și de copilul fericită. Treaba este multă, ajutor avem nevoie, așa că vă aștept să rămâneți lângă noi pentru a dărui acestor copii tot ceea ce este mai important, fericire, credință, educație și viață frumoasă. Domnul să vă binecuvinteze! Doamne ajută!